găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. După cum puteți vedea, eu și Diana Enache astăzi avem o ediție ceva mai specială, pentru că, nu, Diana, suntem foarte mulți astăzi. Suntem foarte mulți, dar avem foarte multă energie. Uitați ce copii frumoși avem aici lângă noi, o să îi prezentăm imediat. Și Alice, nu știu dacă o să ne ajungă astăzi cele 45 de minute de emisiune, pentru că avem de aflat povești de la campion, nu orice povești, așa. Exact, dacă de obicei este poveste de campion, astăzi n-avem una, n-avem două, ci avem cinci povești frumoase. Prietenii noștri de la CSO Voluntari, secția atletism, au avut un campionat național unde au venit cu nici mai mult, nici mai puțin de 13 medalii și abia așteptăm să ne povestească. Antrenorul Calfa Vlad este alături de noi și bine ați venit, domnule antrenor, bine ați revenit pe la noi și cu acești copii frumoși pe care o să-i prezentăm imediat și de la care o să auzim povești frumoase. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație și ne bucurăm foarte mult să fim iar în emisiune. Și noi ne bucurăm și abia așteptăm să aflăm toate poveștile, pentru că pe lângă că sunteți talentați, sunteți și foarte frumoși și vreau să vă prezentați așa, ca să știți oamenii de acasă cu cine avem de a face. Ia să fetelor, vedem bărbații de pe partea mea. Începem cu băieții, că noi ne-am împărțit aici echipele, domnul antrenor și fetele sunt în echipa mea și în colțul albastru aici la Diana. Ia să vezi ce băieți frumoși am. Hai te rog, ia să vedem. Primul este Alexandru! Bună ziua! Așa, Denis și Sorin, bine ați venit astăzi, dragilor. Vă mai spun o dată la noi. Am zis că îi las pe ei să se prezinte, dar am vrut să... Dar ai furat startul și de ce? Că mi-am verificat memoria, am făcut cunoștință înainte de emisiune și se pare că n-am greșit, deci, da? Am zis, e ok. Cum vă simțiți la noi? Aveți emoții, așa, vreau să fiți cum erați înainte de a da rec, pentru că erați foarte natural, ca și mine, de altfel se vede colega mea este aranjată. Eu am venit în training pregătită de atletism, pentru că după emisiune... Te gândi că și facem ceva după emisiune o să plec cu ei la sală să mă antrenez și eu, ca să știi de asta, și am zis să te motivez. Păi dacă tot ești în Adidas, poți să faci ceva, o săritură în lungime, o ceva, să vedem dacă te încadrezi. E, asta la final, ca să vă ținem aici, să facem audiență. Bun, fetele aici de față, Alessia și Cristina, care ai tu mai venit pe la noi, ai mai fost prezentă, bine ai revenit. Bine, Alessia, v-am găsit. Ce faci, cum ești? Bine. Ai un pic de emoții? Mi se pare că te-am lăudat, am zis că ai niște șuvițe foarte, foarte frumoase și ai și rezultate frumoase la sport. Îmi povestești mai târziu despre asta? Da. Promiți? Da. Bun, bine atunci. Cu ce să începem? Începem cu competiția, nu, Diana, de așa zic care și eu. Tocmai a venit și lăsăm pe domnul antrenor să ne povestească la ce au obținut medaliile frumoase copiii din platou și nu numai. Da, într-adevăr, am obținut 13 medalii naționale. Voinea Sorin a luat aur la, pot să zic așa, la tot ce se putea, mai puțin la ștafeta de 4x400 băieți. Acolo am venit pe locul 2. A luat aur la 400 de metri atât senior cât și tineret, cât aur și la 200 de metri senior-tineret, aur la ștafeta mixtă și argintul la ștafeta de 4x400 masculin. Eu mi-aduc aminte de tine, Sorin, să știi că mi-ai povestit când ai venit ultima dată că tu nu mai ai prea mult loc de medalii. Da, și da, da. Mai fac loc, nu-i problem. Mai dai ceva la o parte? Că încerc că... să mai dau din ele, mai adaug, mai fac locul mai mare. Da, da, a progresat foarte mult și rezultatele sunt extraordinare. A alergat și la Balcaniada de seniori în Turcia, unde a obținut un rezultat extraordinar în 400 de metri. A mers în 46 de secunde și 91 de sutimi. Pot spune că este al patrulea român din istoria atletismului care coboară sub 47 de secunde într-o sală. Felicitări! Bravo! Mulțumesc! Denis a devenit vicecampion național la 400 de metri, la categoria tineret și bronz la categoria seniori, dublu vicecampion național la 200 de metri, aur cu ștafeta mixtă și argintul cu ștafeta de 4x400 băieți. Bravo, Denis! Mulțumesc frumos! Ce rapid sunteți, așa? Și tu, Alexandru, ia spune-ne! Eu sunt campion național la proba de 60 de metri garduri, la categoria de tineret și medaliat cu bronz la categoria de senior în aceeași probă, iar și eu la rândul meu medaliat cu argint în această ștafetă de 4x400. Și urmează să dai la o parte premiile pe care le ai și ca să te facem rost de ceva, bineînțeles. Să reprezentăm România e și internațional. Și fetele? Fetele, Cristina a făcut parte din ștafeta mixtă, unde a devenit dublă campioană națională, atât la senior cât și la tineret, iar ea se va pregăti pentru campionatul național de U20, ceea ce urmează, acolo unde va și concura pe proba pe care se pregătește de foarte mulți ani, săritura în lungime.
Deci iar poți să ne faci o demonstrație mai târziu ca să vedem. Totul este spre final. Aici în platou. Exact. Toate surprizele, toate ouăle cu surprize vin la final. Iar Alessia a avut un parcurs foarte frumos de-a lungul timpului. Ea în vara trecută a fost dublă campioană națională atât la 300 de metri cât și la 200 de metri. Iar acum are al doilea timp la 60 de metri plat în sală și al treilea timp la 200 de metri tot în sală și tot așa urmează să aibă campionatul național de under 16, de junior 3. Pot spune că ea oarecum reprezintă viitorul. Trebuie să ne orientăm și către copiii care vin din urmă până la urmă. Așa Alessia este, fiind cea mai tânără dintre cei pe care îi avem aici, da, nu-i așa? Da, câți ani ai, Alessia? 14 ani. Mulți înainte. Și de cât timp te-ai apucat de atletism? Sau cum ți-a venit ideea să mergi către atletism? A fost prima ta opțiune? Da. N-ai stat foarte mult pe gânduri. Ce-ai zis? Aici mă duc, sunt rapidă, asta urmează să fac. Dar nu e, povestea asta nu e legată de o altă poveste din spate, nu știu, o dragoste. Ai fugit odată foarte tare și ai simțit că asta vrei să faci sau cum? Da, când eram mică, fugeam foarte rapid și părinții mei au observat că nu poate să mă prindă. Așa. Și au decis să mă ducă la o școală cu profil sportiv. Dar unde ai fugit atât de tare de n-au putut să te prindă? De trebuiau să te prindă? Fugeam prin parc. Am mai făcut și ea o boacără, nu, da, pot să spun acum totul la... Eram doar la televizor, nu ne auzea nimeni, ce mare lucru. Deci să înțeleg că nu stai pe tabletă, că n-ai timp, ci da, mă bucur să aflu lucrul ăsta, mai ales la 14 ani, eu, soacra de aici din emisiune. Nu mai ai timp de tabletă, nu-i așa? Nu, e dragoste pură către atletism. Dar cum v-a venit și voi, dragii mei băieți, ideea? Că fetele am înțeles, dar voi? Ați fugit de vreo posibilă soacră? S-a întâmplat ceva? Cum v-ați dat seama? Mătușă, nu mai sau vreo mătușă? Nu mai speria băieții că sunt tineri și au potențial să vină o generație frumoasă din urmă? Lasă-ne pe noi! Bine, atunci hai să-i ascultăm pe ei, nu mai spun, da, eu nimic. Las-o așa. Încep eu? Da, așa, în ordinea. Eu m-am apucat la o vârstă fragedă, la vârsta de 6 ani m-am apucat de acest sport. Părinții mei m-au dus către acest sport. Am mai cochetat și eu, la rândul meu, cu alte sporturi, dar nu o perioadă lungă de timp. Dar dragostea mea a rămas spre atletism. Care dintre voi doi a fost la fotbal inițial? A fost unul dintre voi? Sorin a fost. Eu. Sorin, eu. Tu și da, cum de-ai ales? Păi am vrut să încerc alt sport. Am vrut să deschid sala și mi-am dat o încercare și a fost ok. Adică m-am întregostit așa de sportul ăsta din ce în ce... Auzi? El e modest, lasă că zic eu. Deci, a fost la fotbal, n-a fost așa pe placul lui, s-a dus la atletism, a văzut că ia medalii de aur una după alta și aici. Aici rămân, da, că e de mine. Da. Și tu? Aia a fost. Tu, Denis, cum? N-am vrut să de 7 ani m-am apucat, dar a fost dintr-o întâmplare. Adică a venit o doamnă antrenoare la noi în clasă. Cum se făcea pe vreme? Exact, da. Și a întrebat cine vrea să vină la ora 4:30 la noi la sală, să zică de acum. Și am zis eu, din întâmplare. Și le-am zis bunicilor, duceți-mă și pe mine la sală. Și a fost o dragoste față de sportul ăsta. Și cu rezultate pe... Clar, clar, clar. Și ce voiam să te întreb, dacă a coincis cu ceva, vreo oră de matematică sau vreo oră la școală? Era matematică, era. Hai mă, azi i-a simțit. Păi și de ce? Pentru că de fiecare dată când se venea la școală și veneau... Cine vrea la cercul de teatru, cine vrea la cercul de lectură, cine vrea la... Și a venit la ora X. Și dacă îți convenea ora la care trebuia să te duci, primul rupeu și apare rău, doamna, nu pot să vin că mă duc să mă înscriu la cercul de literatură. Și te... Da, du-te, te rog frumos, insiste-te, nane, duceam să scăpăm de ore, dar uite că în cazul unora cu rezultate foarte frumoase și a fost benefic. Las că ai recuperat la matematică, exact, nu e problemă. Cristina, tu ai venit pe la noi, ne-ai mai povestit, dar la ceva distanță de timp, așa că spune-ne și despre tine puțin. Păi eu m-am apucat de atletism la vârsta de 11 ani. Înainte făceam handbal, am făcut handbal 2 ani și antrenorul meu îmi spunea că alerg foarte tare. După domnul antrenor a venit la un antrenament de handbal în sala în care practicam eu handbal și antrenorul de handbal i-a spus că am o fată aici care alergă tare și m-a pus să fac o demonstrație. Și cum ți-a ieșit demonstrația? Foarte bine. Acum mă aflu aici, deci foarte bine. Adevărul că ce întrebare de blândă și nu știu cum a fost. Păi dacă e aici cu medalia... Păi stai mă, poate nu știu, se întâmplase ceva la prima probă. Păi și e adevărat, da. Că deci hai să că ne-am scos, nu e problemă. Dar, domnule profesor, cu cine e mai ușor să lucrați? Cu fetele sau cu băieții? Cu cine aveți mai multe discuții, așa să nu zicem certuri? Nu am avut probleme, dar... Sincer să fiu, am mai mulți băieți decât fete pe partea de rezultate. Se pregătesc pentru soacrele alea de care ziceam eu. Dar pot să spun că am parte de copii buni, ascultători, sunt foarte perseverenți și dornici de a face acest sport. Sunt îndrăgostiți de el.
Nu știu cum se face, dar eu am avut parte de copii buni. Sper ca și generațiile ce urmează să le dați un exemplu bun. Și să fie, de fapt, ei sunt oricum un exemplu pentru colegilor, că noi venim dintr-o grupă destul de mare. Eu am început la voluntari acum 6 ani cu undeva la un număr de 180 de copii aveam pe oră, eram cu grupele de începători și de acolo am început să-i selectez. Acolo l-am găsit și pe Sorin și ușor, ușor m-am îndreptat către grupa de performanță. Am zis, haide să dăm o șansă să vedem dacă putem face performanță. Și avem multiple participări și la campionate balcanice, europene, chiar mondiale. Și cine știe, poate în 2028, Doamne ajută să mergem și către Olimpiadă. Îmi doresc foarte mult și sunt șanse să ajungem acolo. Câți copii sunt în momentul de față la atletism, la secția pe care o coordonați? Eu, pe partea de grupă de performanță, am undeva la 20 de copii care fac cu adevărat, sunt în competiții, să zic, am în fiecare weekend, pot să mă duc cu ei și sunt acolo în primii 6-7, nu toată lumea are medalii, dar suntem acolo și sunt în creștere. Iar colegele mele, Marinela Vulpoi și Zaharia Mădălina, au grupele de începători. Pot spune că și acolo este un număr undeva constant, undeva la 150 de copii care practică atletism în sala Gabriela Sabo. 150 de copii, este un număr impresionant până la urmă, cu atât mai mult pentru o comunitate mai restrânsă și pentru o categorie de sport care și-a mai pierdut puțin din popularitate în media, cel puțin social media și mai departe. Dar în continuare copiii vin și asta e un lucru foarte bun. E un lucru foarte bun, Și cu atât mai mult dacă se așteaptă pe viitor să meargă și către destinația unde se vor ține Jocurile Olimpice, cu atât mai mult. Doamne ajută să fie și România acolo și să fim reprezentați de voi. Chiar îmi doresc să avem și noi onoarea să ne uităm peste câțiva ani la emisiunea asta. Eram și noi tinere și blonde și ia uite ce campioane am prezentat încă de atunci. Dar de ce ți-ai propus să te vopsești? Sau? Mai face și noi schimbări odată cu vârsta. Dar și ce vreau să-i întreb pe voi, pe toți vreau să vă întreb, dar o luăm tot așa pe rând ca la școală. De ce credeți voi că are nevoie un campion? Ca să facem departajarea între un om talentat care are rezultate bune și totuși un campion. Pe rând, așa. Nu vă înghesuiți. Păi eu consider că talentul fără muncă este degeaba. Dacă nu ești dedicat în ceea ce faci și pui un pic de muncă peste acel talent, n-ai cum să ai rezultate la un nivel foarte înalt. Mai are cineva completă, nu știu, poate o calitate suplimentară, poate un sacrificiu pe care trebuie să-l faci în momentul în care alegi totuși să faci sport de performanță. Pentru că noi venim cu rezultate și sunt foarte bune și foarte frumoase, dar în spate câteodată mai e și câte o lacrimă. Uite, Denis, spune că am simțit. Poți să spune, pentru că să știi că e foarte important pentru cei de acasă care se uită să afle toate aspectele ca să și plusuri și minusuri. Exact. Îi sacrifici în primul rând, nu mai același timp, cum ieșeam afară cu toții, cu prietenii, clar. Mai multă bază pe antrenamente, pe noi, odihnă, alimentație, astea contează foarte mult în sport. Deci o soție bună trebuie pentru voi care să aibă grijă de voi. Aha. Ei zăpăciți. Înțelegătoare mai ales. Înțelegătoare mai ales, nu? Da. Sunt foarte multe sacrificii pe care le depun. Ai avut vreo iubită care nu te-a înțeles? Nenumărate. Deci de asta eu nu am o relație. Adică ce trebuie așa, că nu petrești timp suficient cu ea? Nu mi-am dedicat timp pentru ea, pentru că sportul ăsta necesită un full time. Câte antrenament aveți voi pe zi? Două pe zi. Două pe zi. Da. Și tu, Sorin, ce spui despre... Păi... Ce are nevoie un campion cu adevărat, pe lângă compromis, mă rog, compromis? Păi, în primul rând, dorință. Trebuie să ai o dorință foarte mare, adică trebuie să-ți placă ceea ce faci și să progresezi. Îți trebuie determinare la fiecare antrenament. Pot să zic așa, o calitate bună ar fi să treci și peste lucruri ușor. Pentru că nu poți mereu să câștigi, o să ai și eșecuri și cu cât treci mai repede și vezi doar partea bună din acel eșec, cu atât o să progresezi mult mai mult. Îmi place să punctez de fiecare dată. Denis menționat de cumva lipsa timpului liber, că nu mai are timp să iasă la fel de mult cu prietenii și așa mai departe. Pentru părinți consider că ăsta e un avantaj, cu atât mai mult în zilele noastre, când știi că al tău copil este în sală, la antrenament, cu un grup care are aceleași preocupări și are mai puțin timp de lucrurile mai puțin plăcute care se întâmplă în fete, ziua tablete, de restaurante și așa mai departe. Măi,
Ai înțeles la ce mă, da, la e ce foarte mă referam. Lasă-i săracii cu fetele, ei disperate. Asta că le zic și fetelor, acum de băieți. Stai puțin, că la fete eu vreau să văd și partea feminină a lucrurilor, pentru că câteodată pentru noi mai intervin și alte piedici. Ce ar trebui să aibă o campioană de data asta? Păi nu cred că ar mai fi ceva de adăugat. Colegii mei au spus deja tot ce e de bază și cam de asta avem nevoie. Alessia, zi-mi cum ți se pare ție în momentul ăsta. Și tu ai tot două antrenamente pe zi, corect? Eu nu ajung decât la unul, pentru că eu vin din Berceni în fiecare dimineață. Și din păcate drumul e un minus, să spunem așa, pentru tine. Da, este destul de obositor, dar fac asta cu plăcere. Uite, uitându-te un pic la colegele tale, dar și la băieți și exemplele pe care le ai în jurul tău, care consideri tu că ar fi visul tău cel mai mare în ceea ce privește sportul pe care îl practici? Să ajung la Jocurile Olimpice. Direct? Da. Bine, cu pașii aferenți. Da, da, da. Domnul antrenor, au potențial copiii de a ajunge către competiția supremă, nu-i așa? Da, au și oarecum le sunt psiholog. Foarte mult și îi duc în acea direcție. Îmi place foarte mult să-i motivez și să creadă că ei poate să meargă mai departe. Exact cum a spus și Sorin, nu mereu putem câștiga și succesul lor ca și atleți, ca și performări, ca să zic așa, este să treacă mereu peste eșecuri. De a trece din punctul de eșec cât mai repede, de a ieși din zona respectivă cât mai repede și a se antrena din nou cu pasiune, că până la urmă asta este secretul, să mergi mai departe la fel de motivat. Aici și este să înțelegi o luptă că cu ei. Da. Se poate să fie cineva care a avut o zi poate mai bună sau a fost mai norocos în ziua respectivă, da, și ți-a suflat medalia și, mă rog... Da, e greu să trăiești peste acest moment, peste acea stare. Și Sorina la început așa era un vulcan. Înțelegea foarte greu partea aceasta cu înfrântul și trebuia să-l temperez. Denis, la fel, el încă este un vulcan și trebuie temperat și calmat. Adică fiecare are foarte mult de muncit și drumul spre succes este o adevărată provocare, iar ceea ce e în spatele cortinei, numai noi știm. Din afară pare foarte frumos. Dacă vă uitați la o cursă, cum am concurat acum la campionatul național, pare că e ușor, dar nu este. Deci, practic, le sunteți și tată, aș putea spune, și psiholog, și prieten, și antrenor. Da. Deci aveți o familie în comunitatea de aici. Eu am și veleități de bucătar. Vin la mine, le gătesc, le fac de mâncare. Asta vă spune. Ce vă place vouă să faceți în timpul liber? În timpul liber? Da. Fotbal, să joc fotbal. Să joci fotbal? Da. Așa? Și altceva? Altceva. Îți place să gătești? Vă place să gătești? Cum e când mergeți la domnul antrenor? Foarte frumos. Foarte bine. E locul potrivit. Și în momentul potrivit, așa? În momentul. Dar ce le gătiți, domnule antrenor? Orice. De la ciorbe, tocănițe, le fac și pâine de casă, pizza, papanaș. Adică au voie și un meniu mai gras, așa, caloric? Paste, o dată pe săptămână vin și le fac. Nu este un secret. Și eu în ultima vreme am slăbit foarte mult. Avem grijă ce mâncăm zi de zi, dar o dată în săptămână, mai ales dacă mâncarea este gătită, nu este procesată și este făcută în casă, este sănătoasă. Un papanaș de la făcut în casă. Venim și noi, ne apucăm de atletism. Când și dacă nu ne apucăm de atletism, putem dar să venim așa doar. O dată, ca niciodată. Venim să mâncăm. Cu mare drag, vă invităm. Cu mare drag. Bun, hai să vorbim un pic despre competițiile la care eu au mai participat și poate, nu știu, adversarii pe care îi văd ei. Care dintre voi a participat la competiții internaționale de aici? Anul acesta eu am concurat. Și cum ți se pare? Adică, care țară, să zicem așa, ți se pare că reprezintă un adversar mai dur? Păi depinde, nu e neapărat o țară, pentru că sportivi talentați se apar din toate țările. Dar, cel puțin la proba mea, o problemă, să spun așa, ar fi Turcia, care are o bază de atletism destul de puternică la toate probele. Și voi, fetelor? Eu anul trecut la Festivalul Olimpic al Tineretului European. Și cum a fost? A fost o experiență foarte frumoasă, dar în același timp foarte grea. Și ce țară te-a incomodat cel mai mult? Nu neapărat una, toate fetele din toate țările erau extreme. Una trebuie să știi cum e, noi fetele avem cât un fix așa la un moment dat. Cred că Spania. Așa, ai văzut? Unde s-a desfășurat competiția? Slovenia. Și cum ți s-a părut experiența? Să mergi într-o altă țară, să concurezi, ca să vezi... Toată experiența, să mă antrenez cu lotul, nu doar cu sport.
sportul exact. Pe care îl practic eu, atletism. A fost toate sporturile și a fost foarte frumos. Ce ți s-a părut diferit? Mentalitatea, poate. Totul, antrenamentele, cum se antrenau ceilalți, tot. Aveau parte de masaj la fiecare antrenament, de toate. Domnul antrenor, trebuie să luăm masaj copiilor, neapărat, pe lângă bucătărie și așa. Aveți inclusă, dragii mei, și o ședință de masaj în săptămână. Noi facem lobby pentru toată lumea, și la mâncare, și la masaj, și la relaxare, totul pentru marea performanță. Exact, nu? Corect? Ca să fie bine și să avem rezultate. Mai lasă, că mai câte epoca de atletism acum. Eu am spus, după emisiune vin și eu, mă înscriu și eu, de-aia m-am și îmbrăcat așa de lejer, mai ales că o dată pe săptămână mâncăm și papanaș, deci mergem, venim, chiar venim. Fetelor, pe voi nu v-am întrebat ce vă place să faceți în timpul liber. Am stat de vorbă doar cu băieții, dar pe voi nu v-am întrebat și vreau să vă aud și pe voi în emisiune. Așa, să mă plimb. Așa? Să mă machez. Așa. Ai o pasiune așa. Pentru machiaj, da, nu-i așa? Că da. mi-ai povestit. Da. Și cum merge pasiunea ta pentru machiaj? Foarte bine. Arată bine, deci merge foarte bine. Are mulțumesc. Ce frumușică, dragii mei. Și ție, Alesia, ce-ți place să faci în timpul liber? Tot așa, să ies pe afară, să mă plimb. Și, nu știu, dă-mi un exemplu. Îți place să mergi în parc mai mult sau la mall? La mall. Cinstită! Și ce întrebi și tu la 14 ani? Tu unde mergeai la 14 ani? Păi eu n-aveam mall, că sunt din Buzău. Da, am înțeles. Deci îți placea în parc. Da, și eram băiețelul mamei și mă dădeam cu rolele, cu patinele toată ziua și nu aveam timp, îmi pare rău. Ce generație bună suntem noi. Nu mai găsiți așa. Deci uite-te la camera 3 și spune-le, nu mai găsiți așa ceva. Aia era, nu? Atâta. Facem reclamă copiilor, nu nouă, noi mai târziu, dacă vrei. Bun, hai să ne gândim și la ceva. Care a fost cea mai grea competiție din punctul vostru de vedere? Prin care ați trecut voi personal mai greu, Alesia? Ai avut o zi mai, nu știu cum să zic, păi parcă nu aveai chef. Nu am avut. La toate concursurile am mers cu plăcere. N-a fost niciunul? Da. La care să... Nu? Cristina? Tot festivalul olimpic, n-am fost cu antrenorul meu și asta a fost o dificultate oarecum pentru mine. Ce simțiți voi, de fapt, când știți că părintele vostru protector este acolo cu voi și ce simțiți când nu este? Se simte diferența? Hai să o întrebăm pe Cristina, pentru că uite, ea a dat păi apropo de da, când este cu noi simțim anumită siguranță, că știm că oricum ne iese, domnul e aici, ne încurajează. Și voi, băieți? La băieți e diferit. La fel? Nu, e exact la fel. Exact la fel. Da, de unde? Da. Că-s mai mămuși decât fetele. Nu e adevărat. Nu e adevărat. În apărarea lui a zis, nu e adevărat. Intervin eu, sunt mai mămuși decât fetele. Da. Dar i-ați pedepsit până acum vreodată? Există un grad de disciplină. Dar de ce ați râs toți așa deodată? E ceva ce nu știu? Prea s-a auzit așa un râs. Prea s-a pufnit pe spate acolo. Sunt pedepse, nu sunt agresive, nu sunt... Sunt prin antrenament. În momentul în care greșesc, au antrenamente mai grele. Și se taie și porția de papană. Se taie tot. Se fac broccoli. Le zic, în seara asta nu mai aveți ce căuta la mine. Și? Voi de ce ați râs? De ce ați râs? Din nou, nu ne aude nimeni, suntem doar la televizor, dar puteți să spuneți. Dar se întâmplă că după aia îmi pare rău și îi chem. Haideți, vă aștept. Nu le mai e. Dar ce ați făcut așa greșit, vă mai pedepsește? Ce faceți voi? Nimic grav, în așa fel încât să spuneți că sunt niște pedepse grave sau ne agresează fizic sau mai știu ce exemple. Nu. Antrenamente. Se manifestă, dar imediat ne împăcăm și totul e ok. Tot vă prinde bine, că trageți mai tare, mai mult și aveți rezultate categorii. Și aveți un timp mai pregătire deci, fizică. Deci o pedeapsă la vremea ei e bineferită. Corect. Corect? Nu e bineferită. Uneori e bine. Uneori, da. Sunt greșele de adolescență. Întârzie, nu strâng izoprenele, așa mai departe. Tipic lor, ca să zic așa. Sunt mici neatenții, ca să zic, care îi ajută, disciplina ajută, ei trebuie să înțeleagă. Eu nu îi pregătesc doar pentru atletism, îi pregătesc pentru viața de zi cu zi. Le zic, aveți un interviu, trebuie să ajungeți, nu o să stați toată viața în atletism. Și atunci o să vă angajați undeva, nu puteți să întârziați la fiecare antrenament, trebuie să fiți punctuali, trebuie să câștigați respect atât față de antrenori cât și față de voi, în primul rând față de ei. Și atunci e o oarecare disciplină care și ajută de viitor, cu gândul ăsta merg către ei. Atât. În rest, ei sunt copii buni, nu am. Lucruri grave nu fac.
Știți că de foarte multe ori spunem că sportul te disciplinează și cumva ai niște obiceiuri mai sănătoase în viața de zi cu zi. Unul dintre obiceiuri ar fi că cei care fac sport sunt mai ordonați. E mit sau realitate? Să zică fetele întâi. Mit sau realitate? Realitate, da. Alessia? Și voi, băieți? Uneori. Uneori mit, uneori realitate. Nu vă simțiți mai disciplinați de când faceți atletism sau sport? Fără să vă dați seama, în obiceiuri de zi cu zi. Da, e o disciplină în plus. Pentru că sportul acesta ne-a călit oarecum. E disciplina tot pentru sport. Pentru că, practic, acum nu mai poți să mănânci ce vrei. Adică trebuie să fii disciplinat. Trebuie să nu scoți porcăriile, să scoți sucurile, chestii. E disciplina de zi cu zi din cauza atletismului. E... Deci nu mai lăsăm chiar toate lucrurile împrăștiate peste tot, că v-ați învățat să fie totul la dungă. Toți zic același lucru. Da, sigur că da. Măi, eu zic că se uită și părinții, clar, sunt acum pe televizoare și de asta și e. Da, suntem mult mai sinceri. Păi să știi că așa e, degeaba spui, că se învață într-un fel și au doar avantaje și asta cu mâncatul, mi se pare iarăși cel mai bun, pentru că nu puteți să faceți chiar... ce vă doriți, pentru că vă împiedică în a vă dezvolta frumos și avea performanțele pe care le vreți. Care e următorul pas, Sorin, pentru tine acum? Păi, următorul pas la care mă gândesc ar fi Campionatul European de Seniori de anul acesta, de la Roma. Iar apoi, vedem, în primul rând, prima chestie ar fi să îmi îmbunătățesc performanța. Ăsta e primul scop. Apoi, dacă se poate și... Eu zic că avem șanse, putem merge la Campionatul European. De ce nu? Domnul antrenor? Ăsta este parcursul pe care el ar trebui să-l urmeze? Da, este realist, chiar este realist. Niciodată nu m-am dus ca antrenor mai mult decât am știut că ne permitem, dar el a avut un parcurs foarte bun, și nu numai el, cât și ceilalți, dar Sorin a excelat, a confirmat de fiecare dată, și-a confirmat timpii și atunci șansele sunt foarte mari să se califice mai departe către competițiile internaționale. Nici nu vreau să enumăr sau să zic câte competiții internaționale sau unde. Ideea este că în momentul de față poate fi invitat către competiții foarte bune. Și acolo își poate confirma valoarea. Sala de la București nu ne permite să alergăm, de exemplu, timpii pe care îi putem alerga în afară, fiindcă sările sunt mai întinse, turnantele sunt mult mai bune și acolo putem confirma timpii, să zic așa. Dar noi suntem, pot spune, avantajați și cu sala de la voluntari. S-a făcut un lucru extraordinar acolo. Lucrez de 6 ani în voluntari și avem parte de o sală modernă, avem logistică, infrastructură, avem condiții foarte bune de antrenament. Foarte, foarte bune. Da, eu am văzut sala de mai multe ori și cu adevărat sunt condiții foarte bune și o sală care permite tuturor sporturilor, pentru că chiar dacă acum vorbim despre atletism, mai sunt multe alte sporturi care se practică acolo și copiii sunt bineveniți ca să își ocupe timpul liber, să facă performanță, să strângă medalii. Uite că cine mai are loc în zi pe dormitor, pe raft, în vitrine de medalii. Bine, fetele sunt și ele pregătite. Alessia, de fapt, e pregătită să înceapă să strângă. Care e următoarea competiție, Alessia, la care vrei să participi? La care ar trebui să participi? Este Campionatul Național de Junior la Bacău, la sfârșitul lui martie. Bun. Și care ar fi rezoluția ta pentru această competiție? Ce ți-ai dori? Să fac un nou record. Deci se poate și pe planul acesta să lucreze, nu-i așa? Să bată recorduri. Dacă se gândesc la timp și la personal best-uri, ca și timp. Dacă îți dai un anumit timp în minte și nu-l îndeplinești, dezamăgirea poate fi destul de mare. Și atunci mergem să concurăm, să aplicăm ceea ce am învățat la antrenament și să ne bucurăm de concurs. Că până la urmă toată munca noastră se reflectă în cele mai importante competiții. Deci a se duce cu bucurie către acel concurs, de a se bucura de atletism. De multe ori nu se bucură, sunt plin de emoții. E normal să aibă emoții, sunt emotivi, sunt mai supărați, mai speriați și mai vulcanici. Mai vulcanici, da? Și uită că până la urmă sportul este o bucurie, este o încântare, atât față de public, cât și față de ei, de a încânta prin performanțele lor și pe cei din jur. Că până la urmă
Ei fac show acolo. Ăsta e adevărul. Sportul este show. Este... Și trebuie să învețe lucrul ăsta, să fie mai relaxați un pic. Pe această cale le poate înțeleg și la metropola. Și puteți să tăiați din material odată ce apare pe YouTube și să le arătați de mai multe ori. Da, da, da. Că vorbim de idol și de oameni sportivi pe care îi urmăriți, cam cine ar fi, să zicem așa, în zona asta, un sportiv pe care îl admirați? Din România, din afară, sportiv poate care nu mai e în activitate, poate chiar de la alt sport. La mine este Usain Bolt. Eram sigură era. Știu și eu, ăla e. Și de la noi, din România, poate pe parte feminină. Dintre cei care au practicat acest sport și au obținut recorduri foarte bune și medalii foarte frumoase. George Boroi. Aici, pe partea feminină? Zic și eu. Nu știu deocamdată. Eu și de ce întreb, pentru că suntem prieteni de familie foarte buni cu Violeta Beclea, Sechei, și am tot discutat de multe ori despre atletism, chiar am încercat și eu la un moment dat, dar mi-a plăcut mai mult să cânte, am zis e foarte bine, m-a învățat să alerg de posibile soacre, așa cum am spus și despre băieți, dar nu mai mult. Lasă că e bine așa, trebuie să fim sinceri. Mergem mai departe, Denis, tu ce idol ai? Blake, tot din Jamaica este. Da. Și din țară. Așa, fotbalul Gică Hagi. Așa, foarte bine, da, nu trebuie neapărat să ne axăm. Pentru că e un sportiv, până la urmă e un exemplu în mult mai multe aspecte. Ce-ți place la Blake? La Blake, viteza lui. Are o viteză foarte bună. Oamenii din zona aia, nu știu ce s-a întâmplat acolo, cum ce s-a mâncat, ce s-a băut pe timpul sarcinii, că au ieșit copii senzaționali. Uite, știai, Diana, că viteza este unul dintre atuurile pe care le ai la un potențial. Doar poți să-l aduci la potențialul tău maxim, dar nu poți să-l crești mai mult? Da, știam. Bravo! Știam și asta. Și ia du-te tu până la capătul coridorului și întoarce-te înapoi ca să vedem cât îți ia. Zic bine, domnul antrenor? Da, și în teoria sportivă la fel. Definiția vitezei așa este alcătuită. Este foarte puțin perfectibilă și este dobândită, este născută. Dar nu l-am întrebat. Nu este dobândită, este născută, mă scuzați. Nu te-am întrebat și pe tine, Sorin, care este idolul tău? Pentru mine, idolul meu din atletism este Michael Johnson, la aproape 200-400, iar din România, un idol, mai ales pentru noi cei tineri, este David Popovici, pentru că a reușit niște performanțe extraordinare la o vârstă foarte fragedă. Așa este. Fetelor? La mine este Ivana Voleta din Serbia, la săritura în lungime, și din România nu am neapărat pe cineva. Dar de ce ai ales-o pe ea? Ce ți-a plăcut? Unde rezonezi cu ea? Îmi place tot aia. Forța ei, viteză, cum transformă viteza în săritură, totul. Și tu, Alicia? Te-ai gândit la cineva? Eu l-am ca idol din afară pe Noah Lyles. Ok, de ce? Probele de 100 și 200. De ce l-ai... ce ți se pare că face el diferit, astfel încât să te atragă mai mult ca și sportiv? Îmi place tot așa, tot viteza și așa, și mentalitatea lui în special. Vorbește cu fanii pe internet, povestește din experiența lui și îți place chestia asta? Da, da. Ce adică ai ținut minte de la el? Ține aproape cu ei, nu? Da, exact. Ce ai ținut minte, ceva din ce a povestit sau ceva din ce v-a spus pe internet? Un sfat, poate, sau, nu știu, o experiență pe care a avut. Te gândești, îți aduce aminte, da. Și-mi spui? Da. Bine. Auzi, dar vreau să vă întreb pe domnul profesor. Ați spus un lucru interesant, și anume că acum practică atletismul, dar la un moment dat se vor angaja. Nu se poate trăi în România doar din atletism, din păcate? Eu sunt un exemplu, pot să spun așa. Am început facultatea de silvicultură. Așa, foarte bine. Și cu toții am... Nu mi-a plăcut. Am mers spre sfatul părinților de a face ceva mai bănos, ca să zic. Am făcut și eu... tu opa ta la mă. Da, am făcut și eu 20 de ani. Toți am făcut facultăți astea și am făcut total altceva. Am făcut și eu 20 de ani de performanță, nu la nivelul lor, recunosc, nu am avut rezultatele lor, sunt mult mai bune decât ce am fost eu. Și am lucrat și pe vas, pot să spun că acolo a fost clicul, când am lucrat pe vas de croazier, oarecum dragostea către atletism în timpul m-a chemat. Adică știam că locul meu este pe pistă, m-am întors, am terminat facultatea de sport, n-am mai ascultat de nimeni, m-am dus, am dat un examen și am ajuns antrenor. Sunt din nou acolo unde îmi place să fiu.
Și pot spune că am excelat prin pasiune. Asta fac zi de zi cu ei. Sunt pe pista de atletism, gândesc antrenamentele, muncim de două ori pe zi și atunci n-au cum să nu apară rezultatele. Cum a spus și Alex, munca este drumul către succes. Da. Eu am făcut politice și n-are nicio treabă ce fac acum cu facultatea. Da. Iar eu am terminat dreptul și mă apuc curând de stângul. Curând mă apuc și de stângul ca să... Hai să mai ieșim din zona asta așa de facultăți, că oamenii au venit la noi să vorbim relaxat și așa că hai să întrebăm care e cea mai amuzantă fază, nu știu, care vi s-a întâmplat de la antrenamente, de la un vreun campionat, iar se râde, deci e clar că da, un cantonament, poveștile din cantonamente, că acolo sunt adevăratele istorii. Ce povești aveți care pot fi date așa la televizor? Cele mai amuzante? Vedeți ce spuneți? Ce poate pe care le știu deja și părinții ca să n-aveți probleme acasă. Pentru mine a fost o fază amuzantă când am participat într-o competiție acum câteva săptămâni la București și am furat startul și am fost descalificat. Mi s-a părut amuzant. Pe moment m-am ofticat, am fost nervos, bineînțeles, mi-a părut rău, dar a fost și amuzant în același timp. Am furat startul. Ce înseamnă am furat startul? Că cei de acasă... Am plecat înainte de Pognet, de Pognetul pistolului, acela de la start. Tu, nu? Nu l-am auzit eu deloc și m-am grăbit cum ar veni. Am vrut să plec înaintea Pognetului și nu este permis acest lucru. Și într-un fel a fost și amuzant. Știi cum e, mai zicem și noi, lasă că a făcut o greșeală, o să râde peste câțiva. Exact, așa au pornit multe povești și se râde în continuare după așa de zile. Important e dacă râzi de tine sau cu tine, știi exact. Că mă, și asta mai e important. Denis, tu ce povesteam? La mine s-a întâmplat la antrenament, când am făcut o cursă cu domnul antrenor. L-ai provocat? Râde și domnul antrenor. Domnul antrenor m-a provocat pe mine. Aoleu, și ce s-a întâmplat, ziceți? Am dat 10 metri avans, dar l-am bătut. Domnule, ești mai tânăr, așa se întâmplă. Nu așa ar trebui să fie un elev să-și întreacă profesorul? Ba da, mai dau o minte a lor, dar îmi place. Dar ce nu e bine? Atmosfera relaxată și asta contează. Ba da, este foarte bine. Altfel nu pot să-i înțeleg dacă nu stai acolo cu ei. Da, a fost amuzant. Bine, eu m-am rugat să nu ies accidentat din toată din toată povestea, nu? Am ieșit bine. Și tu, Sorin? O chestie amuzantă la noi în grupă e că cam 90% dintre noi avem un istoric de a cădea la concurs, de a face o boacă la concurs. Deci trebuie să cadă cineva. Și o chestie amuzantă, nu pentru mine, pentru ceilalți, a fost când mi-a venit mie rândul și m-am împiedicat în turnantă. Aul, nu-i nimic, sensori. Mătușa de la țară, care știe ea ce se întâmplă. Și fetele, ce povești amuzante? Ne-a pus domnul antrenor să le arăt la niște copii cum să sar peste niște gărdulețe atât și m-am împiedicat la primul gar și au râs toți copiii aia mici de mine. Tu teoretic trebuia cred să fii... și tu. Trebuia să... Lasă-o că-i tânără, taci. Da. Tu trebuia teoretic să fii acolo, exemplul ăla bun, să le arăți lor și au râs copii? Da. Tată și ce au zis după aia? Aoleu, ce asta? Exemplu! Păi, bine, e motivat, înseamnă că au realizat că e ușor și că nu trebuie să-și facă probleme. Sau trebuie să te ridici și să zici, așa nu? Și tu, Alesia? Pentru mine tot așa un lucru amuzant a fost într-un cantonament când tot așa domnul antrenor a rugat cu noi. Și ți s-a părut că trebuie să dai mai mult ca toată echipa să învingă sau ce s-a întâmplat? Nu, dar a fost amuzant. A fost o experiență care ți-a plăcut. Da. Și acum, domnule profesor, care e cea mai amuzantă fază care mi s-a întâmplat cu elevii? Că poate de la emoții nu au știut ce să mai povestească. Sunt de... Ce poate fi repetat așa la televizor? Că mai avem vreo 2-3 minuțele, așa că... Sunt destule. Prăjina, probabil? Cred că la prăjină, da. Da, la prăjină am avut un... Înălțime, chiar. Da, la prăjină și la înălțime. La prăjină am avut un băiat care s-a rotit în jurul prăjinii și era să iasă de pe saltea. Și la înălțime, tot așa, un băiat a dat cu capul de stâlp, a dărâmat stâlpul, era să dea peste arbitrii. Important e că nu s-a accidentat. A ieșit sănătos. Da. Se întâmplă. Dar sunt și foarte amuzante. Dar am înțeles, iartă-mă, Diana, am înțeles că există foarte multe confuzii care se fac în rândul civililor, să le spunem așa, vis-a-vis de probe. Și am auzit o confuzie amuzantă când s-a spus aruncatul prăjinei. Da, a fost un comentator la un moment dat care, nu știu, n-a cunoscut fenomenul și a zis aruncarea cu prăjina. Da. Și așa cum a completat colega noastră Bianca și săritura cu sulița și suntem...
Suntem acolo, suntem în grafic. Am aruncat-o cu sulița, vrei să încerci? Nu, nu astăzi, de mâine încolo. Nu, așa în sufletul tău. Nu. Trebuie să fim buni, să iertăm, să facem pace cu trecutul pentru a merge mai departe. Nu știu dacă știați, dar în emisiunea asta avem parte și de o ședință psihologică gratuită. Pentru mai multe, apelați la mine pe viitor. Și eventual, dacă vreți să știți, dacă v-ați împiedicat, ce superstiții. Deci, Sorin s-a împiedicat și Cristian s-a împiedicat, deci asta înseamnă că probabil la un moment dat se vor căsători, clar. Ce să zicem? Cum vă găsesc oamenii care vor să vină la dumneavoastră, la club? Mai mergeți prin școli, se mai fac campanii de promovare? Da, mergem prin școli și colegele mele chiar acum de curând au făcut o acțiune de selecție. Mergem către copiii din școlile din voluntari, mergem cu pliante, vorbim despre atletism, au acolo numărul de telefon, ne găsesc și vin către sală. Sună, află programul și atunci suntem deschiși către sportul de masă pentru grupele de începători, cât și, bineînțeles, pentru sportul de performanță pentru cei care ies din acele grupe. Adică noi am demonstrat că se poate, așa că și ei pot să... Dar în același timp nu trebuie să faci performanță ca să fii sănătos. Primăria orașului voluntari a făcut niște lucruri extraordinare în oraș cu toate bazele. Ei nu numai că intră în sala de sport Gabriela Sabo, domnul primar a făcut părculețe, ies la basket, joacă fotbal, joacă ping-pong. Copiii sunt oarecum într-un oraș al sportului și se bucură de sport. Și atunci totul este orientat către sănătate. E un plus acesta, pentru că mai nou s-au închis porțile școlilor. Eu stăteam vis-a-vis de școala generală și erau panouri de basket și porți de fotbal / handball și în fiecare weekend și după programul orelor și așa, toți copiii ieșeau să... Ei, acum se închide la școală, se închide poarta și nu mai pot să fac asta în timpul liber. Da, pot spune că în atâția ani... Mi se pare foarte aiurea cumva, adică nu e ca și când distrugeau ceva. Puteau să facă maxim, să spargă un geam, dă-l Dumnezeului de geam. Exact. Și în atâția ani de zile, de când suntem în orașul voluntar cu atletism, deja lumea știe. Știe și părinții își aduc copiii către atletism. Vezi, deci este un lucru bun că s-au închis sportul mai bună... școlilor ca să vină înapoi. Cea mai bună reclamă este cea din gură în gură. Noi am făcut o treabă bună și atunci copiii vin către atletism. Și noi mergem să le reîmprospătăm memoria că noi existăm în sala Gabriela Sabo și ne antrenăm acolo, zi de zi. Și care este vârsta potrivită? Ca o marjă, de la cât și până la cât? Adică pentru noi mergem către o vârstă de conștientizare. Copilul să conștientizeze că este în primul rând prezent. El este acolo prezent la o oră de sport. Și atunci începem cu vârsta de 6 ani. Nu avem nimica cu cei care încearcă și mai avem cerințe cu copii care vin, dar noi considerăm, pentru a nu se accidenta lovii, este o suprafață destul de pretențioasă, acel coritan te poți găria și atunci copilul trebuie să conștientizeze că el este la oră de pregătire, este cu antrenorul, că nu mai ești cu părintele de mână în timpul orei și cam asta este vârsta potrivită, de la 6 ani în sus. Și maximum? Maximum nu există. Noi avem și în atletism, există și categoria de masters, înainte se numea veteran. I-am dat o denumire mai pompoasă ca să nu mai sune chiar așa jignitor. Deci, draga mea, vom merge ca să vezi că n-ai scăpat. La veteranul nu ne încadrăm. Plus 35 de ani... Ei, mai stăm 2-3 ani. Poți concura în competiție. 2-3 ani, avem 27 de ani, mai stăm... 2-3 ani, după 30, n-auzi, mai stăm un pic. Da. Deci se poate și se după. Poate. Dar mai greu pe la campionatele mari, după 30, nu totuși. Dacă nu faci, nu știu, opinia mea, dacă nu faci chestia asta de mic și nu-ți intră în sânge și nu te dezvolți, așa, e mai greu să o iei la... Nu e imposibil. Nu e imposibil, sunt cazuri particulare, dar trebuie să... De prin Jamaica, că de acolo au mâncat bine. Da, Jamaica, Brazilia, zona ce... Da, mulți sunt născuți pe pista de atletism. Am fost la mondiale și așa e. Au o genă extraordinară. Da, deci contează. Toate sporturile excelează, să spunem așa. Ce vreți să faceți după ce, să zicem, că la un moment dat, nu știu, trebuie să alegeți sau poate... Nu știu, Sorin consideră că nu mai are ce medalii să mai câștige, s-a dus și la Jocurile Olimpice, alea a făcut pe toate. Ce ți-ar plăcea să faci? Păi, o altă carieră după cea de atlet ar fi cea de antrenor. Adică tot în zona asta m-aș orienta. Și voi băieți tot în zona de antrenorat? Da. Fetelor? Eu nu vă dau carieră de antrenor, să știți. Nu că le-am notate deja. E,
atunci mai vedem până la urmă care este antrenor, cu ce medalii mai vin băieții pe la noi, Diana, că să știi că de la CSU Voluntari vin cu medalii la toate sporturile, deci trebuie să le ții minte pe toate. Dacă le adunăm, nu încăpem aici în platou. Felicitări și așa să mergeți pe mai departe. Abia aștept în 2028, așa cum a spus și antrenorul vostru, să ne uităm la televizor ca două bătrâne și să ținem cu voi și să veniți aici să ne vorbiți despre rezultatele voastre. Mulțumim tare mult că ați fost lângă noi astăzi. Vă mai așteptăm. Am terminat cele 45 de minute. Așa? Păi Diana, a fost repetiția, cred, exact. Acum filmăm. Mâine, tot de la ora 17, ne vedem aici. Rămâneți cu Metropola TV. Seară frumoasă! Pa, pa, pa.